Salut, sunt Flavius de la Bro News. Astăzi la un alt fel de interviu avem pe Junkie, alături de noi. Salut, salut. Ce mai zici? Bine, mersi frumos. Tu, voi, ce ziceți? Ce foarte ce bine, zici? Foarte bine. Așa. Hai să o luăm de la început. Povestește-ne puțin cum a apărut Junkie. Junkie a apărut când m-am hotărât, eram mic pistolar și m-am hotărât să fac muzică. Am început să scriu din ce în ce mai mult pe agendele maică-mii, citește versuri, până când mi-a găsit o dată niște primul ceva. Zic, cum o să vorbești urât? N-am înțeles atunci, înțelegi acum, cred, sper. Și mi-a plăcut muzica, ascultam multă muzică, eram mic, am început să scriu, am zis că tot ascultând Mafia, Paraziții, atunci, în perioada aia, eram mare hype, îți dai seama. Și îmi zic, da, vreau și eu să fac, ești nebun, vreau și eu, știu și eu, pot și eu. Și am început să fac. Long story short, 2006 vocabule, prima apariție, că tot vorbeam de asta mai devreme. Așa a apărut Junkie. Și pe vremea aceea erai afiliat la Rebel Music? Da, Vocabule a fost un proiect care a apărut la Rebel Music. La Rebel Music am lucrat cu Rebel Music, Vocabule 1, Vocabule 2 și am mai dat eu după aia drumul la o piesă în jurnalul unui muritor cu care am făcut un blog. Mai e și blog acum, dar e un pic pe dreapta. Atât a fost Rebel Music atunci. După am început să lucrez. N-am mai fost nimic Rebel Music, se pare. Na, fiecare cu treburile lui. Între perioada aceea și până acum, ai mai avut ceva proiecte? Ai mai lucrat cu alți artiști? Băi, am lucrat cu multe proiecte, așa nu știu ce proiecte. Am lucrat cu multă lume, de obicei lucrez cu oameni pe care îi simt în acea zonă de muzică, de creativitate ca și mine. Dar asta și atunci probabil s-a întâmplat să fie chestia cu Rebel Music. Eu înainte să apară Vocabule tot trimiteam demo-uri peste tot, în stânga, în dreapta. Îi trimisesem și lui Giannini și Giannini ascultase de la mine, îi trimisesem și lui Biță. Și s-a creat atunci un fel de moment în care ei m-au chemat și au zis, băi, hai să încercăm să lucrăm altceva mai profi. Era clar că nivelul meu de profesionalist se limita, se oprea la un moment dat. Nu știam atât de mult atunci. Și dacă vrei să zici, chiar din trecut punct de vedere tehnic. Dar după aia am început să lucrez cu multă lume. Uite, acum lucrez cu băieții, toți băieții. Aș lucra cu oricine, cu oricine care mi-ar împărtăși viziunea. Nu am stres. Povestește-ne cum ai ajuns să colaborezi, de fapt să intri în crew Okapi. Băi, e poveste lungă, e la modul următor, că noi ne știam de ceva timp. Eu cu Grasul mă știam de la Vocabule, de exemplu. Chiar de când am filmat clipul la Vocabule în Arad. După aia am început să colaborăm, am început să, nu știu, tot băieții ascultau beat-uri de la mine, ascultau piese ce am mai făcut și așa, nu știu, asta cu, e o colaborare continuă, știi? Că astăzi pot să lucrez piese cu Grasul, cu Claudiu, cu Maxi, mâine pot să lucrez cu o piesă cu altcineva din altă parte. Nu înseamnă că sunt neapărat acolo sau acolo. Nu înseamnă că e muzică bună. Eu așa o consider. Există, mă rog, o deosebire, diferență între Junkie de atunci și Junkie de acum. Ca și sound, nu știu, viziune artistică. Există Junkie, dar acum e mai relaxat. E mai relaxat, s-a mai crescut, s-a mai maturizat. Am învățat mult mai multă muzică și facem muzică altfel, o facem mult mai matur. Chiar dacă în piesele mele, chiar și astea ultime, acum ce am mai dat drumul, foarte multă Caterinca. Dar este o muzică mult mai matură decât era atunci. Nu va dispărea mesajul social și amprenta aia socială pe care am avut-o la început, că aia este oricum o parte de sănătoria mea. Dar eu cred că cei care ascultă muzica mea ar trebui să aștepte la mai multe, la diverse valențe în timp. Și să nu le privească, să nu aibă prejudecată, să le privească cu mintea și sufletul deschis.
tot ai avut vorba de piese pe care le-ai lansat de curând. Hai să vorbim puțin despre Serenada Rap. Tare piesa aia, îmi place piesa aia. Este la fine. Serenada Rap, Serenada Rap, știi cum s-a născut? Vezi, zic o poveste reală. Yeah. Eu cu Claudiu ne-am înțepat, cu Maxi ne-am înțepat la cel de ce. Bă, dar ne-am înțepat serios. Deci eram la tip acasă, gen, era, ne adunasem nu mai mult. Și stăteam noi și după un pahar, și un pahar, eu la un moment dat, mă, dar te-ai văzut ce cu... Și da, cum, te-ai văzut, da, păi și? Păi las, domne, că eu, bă, zic, care tu? Eu, bă, nu tu, bă, eu, bă, ce? Și am început să ne dăm de-astea. Fără să ne dăm seama în seara, știi? În fine, a continuat Caterinca, n-a plecat nimeni în seara cu ea acasă, dar el a dat-o mai mult. Și după am zis, noi stăteam și am făcut piesa. Eram la mine, ascultam beat-ul și... Abuzese Claudiu mai devreme, mai de ceva timp chestia asta, bă, asta sună un pic ca serenada, așa, cum să facem. I-am arătat eu ce trăsesem, ce făcusem acolo, zic, ok, hai să facem piesa asta. Și stăteam pe așa și ne-am gândit, cum, care e treaba, știi? Și am zis, da, păi de fapt asta este, eu amândoi încercăm să put on a show către o gagică cât mai bine, putem astfel, încât gagica să aleagă pe un, știi? Ai văzut și în clip nu ne alege pe niciunul, frate, să duce cu Virgil Țiplescu la părinte. N-am înțeles ce părare la cap când l-a ales pe ăla. Eu eram atât de frumos cu șapca aia portocalie. N-am. Oricum, cred că n-a fost potrivită pentru mine, ca zic, sincer. Și întotdeauna strugurile care sunt mai la mulțime sunt nașpa aici. La Crida. Mefix, cum a intrat în combinație? Mefix a intrat în... Întreabă asta prin Claudiu. Claudiu se știa, deja se văzuse cu el, vorbiseră, se făcuseră Sofi, cred că, făcuseră Sofi deja. Și atunci ne gândeam noi la Serenadă. Este o versiune cu Virgil Țiplescu inițial, trasă, o să vedem, facem noi ceva mișto cu aia, poate chiar o auzi cât de curând. Și ne trebuia voce, fără refren. Și atunci am gândit, bă, cine ar fi mai bun, cine ar fi mai bun, hai să încercăm cu Mef. I-am trimis la Mef, am dat Mef, a tras, ne-a trimis, ne-a rupt capul, ca asta e. S-am faltit a piesă și a fost un clip. Ai intrat pe TV, pe radio, pe YouTube are aproape milion. Intrat pe TV și pe radio, a intrat pe TV și pe radio, ești nebun? Deci exact așa a fost, lasă așa, da, n-ai ce să, ideea e că face chiar și așa cu TV-ul ăla și radio-ul ăla. Este aproape de un milion, da? Deci West Coast. Mișto, mie mi se pare o chestie tare pentru primul meu clip. Legat de filmările pentru piesa Serenada Rap, cum au decurs? A fost foarte caterincă la filmări. Și în același timp palpitant și Piurica aici de față, știi ce vreau să zic, la modul că am ajuns acolo, a durat destul de mult. Mi-am ajuns la locație pe la vreo 3 noapte. Deci, 3 noaptea înainte de dimineața respectivă, știi? Au început băieții pe acolo, ce băieții la ceva de vis, au început băieții să monteze, să facă, să treagă. Era o casă de-abia construită, de-abia terminată. În dimineața aia la 10 trebuiau să vină proprietarii care tocmai achitaseră casa sau ceva de genul ăsta, știi? Și noi, de fapt, cumva eram pe proprietatea unora cu care nu știam sau ceva de genul ăsta. În fine, au fost mega, mega ok și mega înțelegători, oamenii ne-au lăsat să ne facem treaba acolo. Dar a durat foarte mult că au fost multe chestii de montat, noi am avut multe idei și trebuia filmat din mai multe părți așa. Până ne-am pus noi tot cu toate la punct acolo. Să ne trezim că am început să filmăm pe la vreo 7-8 dimineața. Și la 10 vine un nene de pe acolo care se ocupa, nu știu, cu vilele aia, că gata, trebuie să-i liberați, trebuie să toți. Și noi eram... De-abia atunci intrasem în film, eram, frate, serios, acum, mamă, toată lumea picase pe mine, era supărată că ce, că din cauza ta se uitau toți la mine, eu nu mai știam pe cine să sun, să fac așa. Până la urmă a fost ok, am avut pe cineva acolo care ne-a ajutat, tipul care ne-a și făcut legătura cu treaba asta și ne-a ajutat, a dat dânsul câteva telefoane, a vorbit un pic în stânga, în dreapta și până la urmă ne-a lăsat să ne facem treaba până în seara târziu. A fost caterincă, dar a fost foarte obositor. Foarte obositor. Am ajuns acasă, deci eram, tremuram din toate alea, nu mai puteam. M-am trebuit să-mi dorm și nu mai puteam să dorm, de desperam. Dar după aia a doua zi când m-am trezit și eram fresh și m-am amintit așa cum a fost, dar așteptam să văd și am avut emoții până la primul export, când am întâlnit băieții. Am avut emoții, eram băi, ori e clip, ori nu e clip, ori nu e clip, ori nu e clip.
era la Miță. Acum vezi dacă mai zici să-ți povestesc. Hai să-ți povestesc, că tu nu vorbești, vorbesc eu, să-ți zic eu acolo. Eram la Miță și am primit exportul și ziceam lui Miță, băi, o fi clip, nu o fi clip, ok, hai să vedem. Am dat play și eram destul de, nu știam, vedeam, dar nu știam ce văd. Eram, nu știam, îmi place, nu-mi place, nu știu. Și Miță era, mamă, e tare, wow, tare, bă, zic, nu știu, îmi place să-mi am pe Claudiu, bă, nu știu să vezi că eu nu-mi dau seama, dar zice că e tare, eu nu știu ce să zic, aștept. Vin, nu știu, până la urmă ne-am relaxat și m-am relaxat și am zis, bă, da, a ieșit tare. Chiar mi-a plăcut. Dar am fost destul de solicitat. Dar totul e marfumul când ai prieten serios acum, pe bune, fără, chiar dacă mi-a zis el să vorbesc și eu nu mă opresc, chiar nu mă interesează. Dar e marfumul să ai prieten și asta e o chestie foarte tare, foarte, e mare lucru să faci treabă cu prieteni. Este greu, îți reușește mai greu decât cu niște necunoscuți, că cu aia n-ai sentiment, n-ai nicio treabă, dar sentimentul e satisfacție mai mare. Tot am adus vorba de Serena de Rap. Din câte știm, piesa asta va intra pe următorul, pe viitorul de album. Da. Poți să ne prezinți puțin album? Album. Bă, este un album marfă, este cântat, orchestrat de mine, ce să zic. Eu am abținut așa un pic să, deși am zis de fiecare, am zis de o grămadă de ori că o să dau drumul, gata, dau drumul la album, dau drumul la album. M-am abținut pentru că tot timpul veneam cu chestii noi care mi se păreau că merită așteptarea. Veneam cu elemente, am încercat în același timp să-mi construiesc și să-mi definesc cumva și un sunet al meu. Știam că, și știu în continuare că nu am dat un album, că primul album este definitoriu. Nu neapărat o să-ți indice care este drumul tău în ceea ce privește cariera, dar sunetul ăla de început contează foarte mult. Zic chestia asta pentru că asta e impresia pe care am avut-o eu la fiecare artist al cărui prim album l-am ascultat, știi? Am fost uimit de spectru, dacă vrei să iei așa, spectrul sonor al artistului. Uite, ăsta se duce în direcția aia, ăsta e așa, ăla e mai relax, ăla este mai agitat, ăla are o voce mai cu guturai. Toate chestiile astea sunt niște elemente care pentru mine contează foarte mult și la care eu țin foarte mult, mai ales că este muzica mea și neavând alt job, nu vreau să-mi bat job pe chestia asta. Vreau ca oamenii care ascultă albumul să înțeleagă din prima, știi, din primele două, trei piese, să-și dea seama, bă, Junkie e acolo, știi, ăsta e sunetul meu, știi. Sigur vor mai exista și schimbări pe parcurs, că, na, eu, dacă rămâi în acea zonă, m-aș plictisi eu, nu mi-ar face plăcere. Colaborări, producători. Producție foarte simplu, că sunt niște beat-uri de la, în fine, eu zic acum niște beat-uri pentru că nu știu în ce proporție vor intra beat-uri de la mine. Eu am foarte multe beat-uri de ale mele făcute, am foarte multe beat-uri de la Agresiv, de la Băiți Agresiv, am beat-uri de la Mozu multe, am beat-uri de la Răzvan de la Facem, am și niște beat-uri de la Kerry și mai am și niște beat-uri de la un băiețaș care n-a apărut pe nicăieri și am eu treabă cu el, o să mă ocup de el la un moment dat. Un tip foarte, foarte tare. Nu vă zic cum îl cheamă pentru că nici încă nu i-am ales un nume de ăsta de rapper. I-am zis, băi, dacă faci beat-urile astea, trebuie să ai și un nume de rapper. În fine, vedeți voi cu aia mai încolo. Cam astea sunt producțiile, beat-urile, colaborări, piesele cu Claudiu, astea două, s-ar putea chiar să mai ajungem la un moment dat să mai facem o piesă, de ce nu, că tot lucrăm, ne vedem într-una și lucrăm. De liric o să fie, hai să mă gândesc, mai am și niște chestii surpriză pe care nu le zic acum, dar vreau să mai și zic și nu știu dacă pe care să le zic. Băi, nu, vor fi mai mulți oameni. Vor fi și niște voci noi, la un moment dat, o tipă care cântă foarte, foarte marfă, care s-a nimerit să stea deasupra apartamentului meu. Ce chestie. Dar, nu știu, hai să așteptăm să vedem, să vedem atunci, vorbim mai mult atunci, ca să știu exact sigur de playlist. Artistul Junkie e diferit față de omul Junkie? Bă, nu. Bă, dacă m-ai întrebat acum ceva, acum câteva întrebări, mi-ai zis diferența între Junkie ăla de atunci și Junkie de acum. Atunci, cred că era o anumită diferență, dar Junkie era într-un proces de maturizare atunci. Acum, uneori și mie mi-e greu să mai văd diferența între chestiile aia, deși nu există diferență pentru că
asta mă trezesc, asta fac când mă trezesc, asta văd că fac la 2-4 după masa, asta fac la 6 seara când mă mai văd cu moțul să lucrăm la nu știu chestii, asta fac la 8-11 seara când vreau mă văd cu Claudiu, asta fac seara târziu. Deci în continuare, nu mai e nicio diferență și la mine în momentul ăsta este muzică, muzică și muzică. Da. Ai face bine să zici tu ceva acum. Ceva. Bun. Ok, păi cam atât. V-am pupat, aveți grijă. Mersi că urmăriți ce fac eu, că mi-a ascultat muzica și că o dat mai departe pe Facebook. Mulțumesc tuturor celor care s-au uitat la serenadă și au adus-o la modul ăsta de aproape să facă 1 milion, da? S-a înțeles și în spate acolo 1 milion, da? Ok, am înțeles. Și mersi frumos, sunteți marfă. Și voi aveți grijă de voi, nu consumați etnobotanice, da? Că e nașpa. Și responsabil, da? Ca și cel mai bine. V-am pupat. Salut! Salut!